Domnul Ionescu, haideți să lămurim o chestiune. Eu sunt ferm convins că atât liderii ruși, cât și comandanții militari ruși și-au dat seama de care este starea și stadiul armatei ruse în momentul de față. Una este acea paradă de 9 mai, cu blindate, cu avioane, și alta este plin de decorații, pe teren, da, și alta s-a dovedit fiind situația în teren cu o armată ucrainiană nu foarte bine înzestrată, mobilă, puternic ajutată, dar motivată. Și atunci nu își vor permite să tragă niciun glonț asupra niciunei țări care face parte din NATO. De. Nu au cum. Singurul lucru care l-are Rusia este arma nucleară cu care zbârnie unii cu el pe la televiziuni cu ea în mână și ne arată asta. Este singurul lucru care l-are Rusia. Nu va folosi arma nucleară decât dacă va fi o ofensivă majoră. Dacă se ajunge la Moscova. Dacă se ajunge la Moscova. Majoră, da. De a scoate rușii cu forța din zonele pe care le-au cucerit. Și în mod deosebit... Adică din Ucraina, spui. Exact. Dacă și pentru că o armată ucraineană nu are forța militară și atunci ar trebui să fie puternic sprijinită ca să facă chestia asta, atunci este pericolul în care Rusia ar putea folosi arme nucleare sau... Deci suntem departe de acest scenariu. Absolut. Deci, încă o dată...